Haideți că am venit la un magazin de ăsta, la un supermarket și aș vrea să vă arăt câteva prețuri, cum ar fi astea la dulciuri. Uite, de exemplu, niște gogoși de astea chestii din ciocolată sunt în jur de 2,70 €, ar însemna 13 lei la noi. La fel, uitați aici niște cornuri de astea, tot așa pachetel. Cât vine? 5 lei și cu 40 de bani, cu vreo 6 lei. Uite, cam așa, astea, cutiile astea de cereale în jur de 10-15 lei. Păi, sunt niște prețuri așa, cam ca la noi. Și mai avem, uite, de exemplu, la lactate aici. Haideți să vă arăt, uite, de exemplu, ăsta de la Müller, de exemplu, e 2 euro. Iar la noi în jur de 8 lei, aici e cam 10 lei, deci cașcaval de ăsta, nu știu ce e exact. 15 euro kilogram, 12 euro kilogram, cât vine? 75 de lei, bine, asta e un pic mai scump, 50 de lei, băi, cam ca la noi, deci cam ca la noi, exact la fel este, deci nu prea e așa mare diferență, uite, suc de ăsta de care avem și noi peste tot. E 2,20, asta înseamnă 11 lei. Cam astea sunt prețurile. Cum se numește asta? Conte, cred că se numește magazinul. Uite. Hai să ne uităm la ulei. Aici o sticlă de asta de ulei e 3 euro, 3,50 lei, 15 și 17 lei, cam ca la noi, așa, poate un pic mai mult. Uite, făină, asta e făină de aia bio, nu știu, 4,50 lei, 3,50 lei, da, nu sunt, efectiv ca la noi, foarte ca la noi. Cam asta am vrut să vă prezint din magazinul ăsta. Acum îți spun apă și vreau să vă arăt prețurile. Cam așa sunt. Apa minerală. Deci nu astea sunt. Cam asta e treaba cu prețurile. Și uite, hai să vă arăt. Scuze. Haideți să vă arăt prețurile la cola, la sucuri, la astea. În Fanta la ei este 5 lei la noi. La mine e de asta mai mare așa. E mai mare la 660 de mililitri. Și cam atât, adică nu am ce să vă mai arăt. Cola, nu știu, cât e o cola la ei? 1,60, 5, vreo 8 lei, cam așa. Și am fost la magazinul ăsta, Conad City, și pentru 3 sticle de apă, niște suc, mai multe dulciuri, am dat 12 euro, din punctul meu de vedere mi se pare un preț foarte ok pentru zonă și țară. Poți? Da. Tocmai cine am luat-o înghețată, cam așa arată. Două cupe de-astea, 7 euro. Este foarte bun. Cam astea sunt prețurile la gondola aici în Veneția. 100 de euro, 50 de euro. Cum scrie și sus acolo pe panoul respectiv. Toate detaliile necesare sunt scrise aici. Nu mai multe lume. Tocmai ce am venit la o librărie, cred că este, în Veneția, și asta este practic, astea sunt niște scări din cărți, foarte vechi. Doamne, cărți, îți dai seama, cam așa este. Și
am găsit cărțile astea. Haideți să vă arăt aici, cărți, fix cărțile astea le-am găsit. Astea sunt cele mai tari cărți posibil, nu? Și pe aici văd că mai multe cărți. Cât? Mai știu, parcă, uite și o pisică, uite pisică. Și avea în șorte vreo 25.000 de review-uri pe Google. Și de-aia am venit aici, să ne uităm și noi să vedem cum este. Băi prieteni, am revenit la aceeași terasă la care am mâncat și acum o zi. Și mi-am luat niște paste de data asta, cam așa se prezintă, de data asta e noapte. Aici avem o prăjitură, aici avem alte paste. Sunt bune rău de tot pastele astea. Sunt foarte bune. Scuze eu. Uitați-vă și voi cât de gustoasă și cât de mișto arată. Cam așa se prezintă străzile din Veneția seara, pe timp de seara, nu? E destul de frumos și seara. Terasă. The next day. Tocmai ce am început o plimbare cu gondola aici în Veneția. Este 80 de euro. Și cam așa arată o gondola din aceasta. Cu scaunele frumos. Uitați-vă aici când trecem pe sub podul ăsta, că de-abia are loc. Trece la milimetru. Iar asta este casa lui Mozart. Așa? Uitați ce ai din costea pe aici. Uite taxiul, că nu știai tu de unde sunt noi. Cam asta a fost și cătura gondola. E foarte frumos. Uitați-vă cam cum se prezintă gondolele. Fiindcă toate sunt diferite, adică nu toate sunt la fel. Bănuiesc că fiecare și-o personalizează cum dorește. Iar acum probabil ne vom da jos, nu știu exact. Dar cam asta urmează să se întâmple. Fiindcă deja au trecut cele 25 de minute sau 30 de minute, parcă așa erau, 30 de minute. Băi prieteni, tocmai ce ne-am pus la o terasă, așa se numește, și
Tocmai ce ne-am comandat și noi niște paste din nou și acum așteptăm să vină pastele. Băi, cam asta... Asta sunt pastele, tocmai ce mi-am gândit. Arată diferit în comparație cu celelalte pe care le-am mâncat în alte, la alte terase. Și m-am pus să le mănânc. Tocmai ce am terminat de mâncat, au fost foarte bine pastele, recomand la acest restaurant. Nota a fost în jur de 30 de euro pentru două porții de paste plus o sticlă de apă. Destul de ok din punctul meu de vedere. Ați văzut și numele terasei. Și dacă treceți pe aici, opriți-vă acolo. Nota 10. Tocmai ce am ajuns la un magazin numai pentru câini. Că tot ce vedeți aici îmbrăcăminte, astea sunt pentru ei. Aici sunt câțiva îmbrăcați. Și au ce fel de accesorii de-astea. Cum te fiți? Scări, de vesele, de toate. Foarte bun. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's